de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, doamna Iulia Costin, domnul secretar general de la Ministerul Finanțelor, domnul Ion Chicu și colegul nostru, Vasile Vulpe. Cu toții o să încercăm să vă facem o prezentare și o descriere a acestor reforme care s-au întâmplat recent. Dar înainte de a trece la prezentări, vreau să vă spun că eu cunosc foarte bine acest domeniu, domeniul de afaceri, și eu am fost în pielea dumneavoastră cu o experiență de mai mult de 15 ani și cunosc foarte bine ce... Deci eram și eu persoana de la care se așteptau salarii mai mari, de la care se așteptau condiții mai bune de muncă, de la care se cereau impozite și taxe plătite mai mari și așa mai departe. Și pentru puțin din jur conta de fapt mai mult decât atât, și controlele nelimitate continue care aveau loc în cadrul instituțiilor și companiilor, de fapt, pe care le conduceam. Businessul nu a avut nevoie niciodată mai mult de la guvern, de la stat, decât jocurile, regulile de joc să fie foarte clare, legea să fie respectată de toți în așa fel ca ei să-și poată planifica, să-și poată să aibă o viziune foarte clară unde se mișcă și care este direcția lor, fără ca să încerce să se ascundă, să fie foarte clar cum pot să-și crească afacerea și business-ul. Eu mă bucur că guvernul și noi împreună cunoaștem lucrul ăsta și astăzi încercăm să venim cu mai multe reforme pe care vreau să vă menționez pe scurt. Avem deja o listă mai mică de acte permisive, avem deja un număr mai mic de organe de control, avem ghișeu unic care a fost lansat acum pe luna trecută și adițional la aceasta am venit cu acest pachet de legi care vin în ajutor business-ului. Această reformă este de fapt o gură de oxigen, o numim noi, pentru domeniul de afaceri care vă va da posibilitatea să creșteți și să vă dezvoltați. Mult mai mult este și o gură de oxigen pentru noi toți, pentru guvern și pentru țară, pentru Republica Moldova, pentru că afacerile voastre deci fiind în creștere, dau un impact direct asupra economiei Republicii Moldova. O să trecem la prezentări și să-l rog pe domnul secretar general, domnul Ion Chicu, să ne povestească despre partea fiscală acestor reforme. Vă rog, domnul ministru, dacă îmi permit să strec un pic la top. Stimate domnule ministru, stimați reprezentanți ai mediului de afaceri, stimați colegi, sunt onorat să particip la reuniunea de astăzi. Noi la Ministerul Finanțelor, ca și colegi la Ministerul Economiei, avem aceeași atitudine față de întreprinderile mici și mijlocii. Suntem conștienți de potențialul dumneavoastră de a crea locuri de muncă, de a oferi salarii, în ultimul rând, angajaților și de a contribui la dezvoltarea țării noastre, Republica Moldova. Am onoarea să prezint câteva slide-uri în care ne-am străduit să reflectăm cele mai importante elemente ale pachetului de reforme promovat actualmente Republica Moldova. Mic cuprins al prezentării mele, deci o să fie un slide cu premisele care au, zicem, condiționat acțiunile respective. O să mă opresc un pic mai detaliat la elementele reformei respective și alte măsuri de stimulare activității de antreprenoriat. Deci, premize. După criza din 2014-15, situația economică și financiară s-a stabilizat, iar creșterea economică și investițiile în economie au revenit în coridorul caracteristic țării pentru ultimii 10 ani. Și când vorbesc de coridor caracteristic, aceeași creștere economică de 3-4%, încasări la buget plus minus 7-8 creștere an față de an. Adică revenim la rutina aceea macroeconomică, când nici prea tare nu saltăm, nici prea tare nu decădem.
Încasările la bugetul public național depășesc, zicem, de an cu an, cresc cu 12-15% în mediu. Partenerii de dezvoltare, și mă refer în primul rând și la Fondul Monetar, Banca Mondială, Uniunea Europeană, apreciază pozitiv acțiunile guvernului în domeniul economico-financiar. Politicile noastre prudențiale, să respectăm, zicem, parametrii cu ei agreați. Însă, aceste ritmuri de recuperare nu asigură o creștere semnificativă a nivelului de viață a populației și sunt inacceptabile pentru guvern. Țara se confruntă cu dezavantaje comparative investiționale pe plan regional, iar problema asigurării cu forță de muncă devine una esențială pentru economia Republicii Moldova. Aici puteți vedea un slide în care am arătat raportul dintre numărul de salariați și pensionari în Republica Moldova. Vedeți cum evoluează din 2012 până în 2017. Avem curba aceasta albastră, deci de la 1,56 în 2012 am căzut la 1,35 în 2017, fapt foarte alarmant. Mai menționez că aici sunt toți salariații, inclusiv și sectorul bugetar, deci cei care sunt angajați în economie nemijlocit încă sunt mai puțin și chiar raportul ăsta e sub 1. Elementele reformei despre care vorbeam. Primul, declararea voluntară a capitalului. Este vorba despre declararea bunurilor imobiliare, mijloace de transport, cote părți întreprinderi, valori imobiliare și mijloace bănești. După cum e stipulată în lege votată de Parlament, până la 10 decembrie doritorii de a declara vor depune declarații prealabil la Serviciul Fiscal de Stat, iar către 3 februarie se va efectua această legalizare contra unei taxe de 3%. Excepție fac persoanele cu funcții politice și de conducere, inclusiv legate de frauda bancară. Și deoarece anume acest element al reformei provoacă multe discuții, în special din partea celor care nu au făcut efortul ca să citească acest proiect, vreau doar să aduc două articole importante din această lege. Articolul 1, alineatul 3. Prevederile prezentei legi nu se extind asupra bunurilor persoanei fizice provenite din activități infracționale prevăzute de codul penal, cu excepție articolul 244, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, și articolul 244 prim, evaziunea fiscală a persoanelor fizice. Deci este clar că obiectul declarării voluntare sunt doar potențiale active care au proveniență din încălcări fiscale și nici cum nu din alte încălcări prevăzute în codul penal. Articolul 12 aceleiași legi, în cazul în care se constată că subiectul declarării voluntare, care a efectuat declararea voluntară a bunurilor conform prevederilor prezentei legi, se află în circumstanțele prevăzute la articolul 1 alineatul 3, adică acela care l-am citit, acesta iese de sub incidența garanțiilor prevăzute la articolul 11 și îi se aplică prevederile legislației. Deci orice activ legalizat care nu are proveniență din încălcări fiscale, ulterior va fi tratat ca în mod general și va fi, zicem, actul de legalizare va fi nul. Stimularea fiscală. În linie mare este vorba despre o amnistie fiscală, constă în anularea penalităților și amenzilor pentru neachitarea impozitelor și taxelor pentru contribuabile care nu vor avea restanțe la plăți de bază conform situației din 20 decembrie 2018. Adică dacă o întreprindere sau o persoană fizică a înregistrat restanța la plățile de bază și dacă le stinge către 20 decembrie, atunci amienta și penalitățile care le-a calculat Serviciul Fiscal de Stat vor fi anulate. Este o experiență nu inventată în Republica Moldova, se practică cu regularitate în mai multe state, inclusiv Statele Unite ale Americii și alte țări. Care este obiectivul acestui element este foarte clar. Avem situații când agenții economici și persoane fizice, datorită unor factori care în mare parte n-au depins de ei, și aici aduc exemplu cu exportatorii noștri în Rusia, de exemplu, care au exportat din cauza unor implicații de gen politic, nu și-au putut recupera banii și au început să apară restanțe. Bineînțeles, fiscul, conform legislației, a început să calculeze penalități și amenzi. Stabilirea interdicției de a efectua controlele corectitudinei calculării și achitării impozitelor și taxelor pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018. Deci în cazul când are loc această amnistiere, deci toate perioadele până la 1 ianuarie 2018 nu vor mai fi pasibile pentru control în partea Serviciului Fiscal de Stat. Este un moment aici, excepție, controlele efectuate la persoanele fizice prin metode și surse indirecte. Vreau aici să aduc o mică detaliere.
După cum cunoașteți, în 2012 a fost aprobat în codul fiscal prevederile care țin de metodele și sursele indirecte. De atunci, serviciul fiscal de stat, zicem așa, destul de consistent în privința urmăririi activelor și patrimoniilor persoanelor fizice, deci în cazul, ca să nu întrerupem acest trend și acest lucru care s-a efectuat atâți ani, deci de atât așa am inclus această excepție. Deci persoanele fizice, începând în 2012, dacă vor cădea sub factorii de risc care are stabilit serviciul fiscal de stat, vor fi pasibili controlului. Așa, aici. Elementul de bază al reformei fiscale este diminuarea cotelor, impozitelor și taxelor. Din câte știți, noi am mers cu diminuarea cotelor de impozite și taxe aplicate la plățile salariale. Și avem aici două elemente, de sus contribuții asigurări sociale și jos impozit pe venit. Dacă vedeți, avem colonița 2018 până în prezent, ce va fi de la 1 octombrie 2018. Parlamentul a votat diminuarea cu 5 puncte procentuale a cotii la asigurări sociale achitate de angajator în sectorul corporativ. Deci nu este vorba de sectorul public. Povara fiscală scade cu 5 puncte procentuale. Avem angajatori din sectorul privat, condiții speciale, la care cota actualmente este 33, va fi 26. Pentru agricultură, actualmente avem 16, va fi 12. Agricultura achitată de la buget 6-6, adică asta e partea care o acoperă bugetul de stat. Elementul al doilea din ceea ce ține diminuarea poverii fiscale, plății salariale, este instituirea impozitului unic pe cote unice pe impozit pe venitul persoanelor fizice. Actualmente avem deci sistemul progresiv 7-18, 7% până la 33.000, 18 la 33.000 în sus, cu scutirile personale, nivelul cărora puteți să-l vedeți în colonița respectivă. Ce va fi de la 1 octombrie 2018? Vom avea cotă unică de 12%. Scutirea personală va fi majorată de 2,2 ori până la 24.000 de lei. Asta corespunde nivelului minimului de existență Republica Moldova în perioada respectivă. Este clar că pe măsură ce acest indicator va crește și scutirea personală. Scutirea majoră actualmente este 16.800, va fi 30.000, asta pentru persoane cu dizabilități severe. Scutirea soț-soție majoră crește de la 16.800 la 18.000, scutirea pentru persoane întreținute crește de la 2.520 la 3.000 și scutirea personală întreținută majoră de la 11.280 la 18.000. Puteți urmări cât de esențial au crescut aceste scutiri. Trebuie să recunosc că este și o încercare de a amortiza efectele introducerii cotei unici pentru persoanele cu venituri mici. Noi am introdus aceste scutiri majorate pentru ca nimeni să nu din contribuabil să nu aibă de pierdut în urma acestei modificări. Vreau să fac și aici și acest element diferite platforme Republica Moldova, experți diferiți. Prima ce vreau să spun, dacă o să faceți un mic efort și o să vedeți în regiune care țara a mai rămas cu o să vedeți că este numai Republica Moldova, toată Europa Centrală, de Est, țările balcanice, dacă ne ducem și în Est, Ucraina, Rusia, toți au cota unică, pentru că este cea mai potrivită abordare pentru nivelul respectiv de dezvoltare economică și nivelul de venituri a populației. Nu este un instrument universal și oportun pentru toate situațiile. Noi sperăm că într-o perioadă nu prea îndelungată o să revenim la situația când o să fie mai oportun sistemul progresiv. Dar până atunci trebuie de muncit și de implementat acest sistem care s-a dovedit a fi unul destul de eficient și aduc aici exemplu Ungariei. Vreau să vă spun că în România, începând din 1 ianuarie 2018, este cota unică la impozit venitul persoanelor fizice la nivel de 10%, 10-9% avem și în țările balcanice. Acum, bineînțeles, o să apară întrebarea dacă se modifică aceste cote pe parcursul perioadei fiscale, cum va fi administrată. Da, noi avem prevăzut în lege cum va fi administrată această modificare. Respectiv, pentru primele 9 luni anului vor fi în vigoare cotele actuale și scutirile actuale. Matematica e simplă, s-a împărțit la 12 și s-a mulțit cu 9 luni, da?
respectiv pentru trimestru 4, cotele noi și scutirile noi sunt partea 12 și se mulțesc cu 3. Va fi necesar de depus două declarații, dar nu se, deci aceasta pentru prima perioadă fiscală, ianuarie-septembrie 2018, nu se va depune acum, dar se va depune în aprilie 2019, deja simultan cu acea, cu acea nouă. Nu o să fie nimic complicat din punct de vedere administrativ, totul e stabilit la, la Serviciul Fiscal de Stat. Vreau să vă spun că anul acesta avem o creștere esențială a declarațiilor electronice și acest lucru este și explicabil, doar ce este foarte simplu. Poate un pic contabilii vor avea mai mult de lucru, dar noi credem că în acest caz scopul scuză mijloacele, ori angajatorii vor avea economii esențiale la, la din urma diminuării acestor cote. Alt element este diminuarea cotei standard a TVA pentru sectorul așa numit Horeca, da? Hotele, restaurante, cafenele, catering. Este o experiență internațională când pentru acest sector se utilizează o cotă redusă a taxei pe valoare adăugată. Sunt mai multe explicații de ce este necesar ca să fie o cotă redusă, inclusiv din cauza plusvalorii semnificative în acest sector, inclusiv din cauza faptului că această ramă, această industrie se află mult în tenebru. Nu în ultimul rând, din cauza că iau multe achiziții de la piață, din alte părți, fără TVA, respectiv pentru toate vânzările trebuie să aplice cota 20. Considerăm că această măsură va contribui inclusiv la dezvoltarea turismului, ori dumneavoastră cunoașteți că acesta este un sector care aduce beneficii enorme țărilor cu tradiție în acest domeniu. Alt element ar fi un regim special pentru industrie, sectorul taxi. Am introdus impozit pe venit din salariu 500 de lei pentru fiecare angajat pentru veniturile care nu depășesc 10.000. În cazul când depășesc 10.000, va fi pe principii generale 12%, ca deci plata fixă împărțită la 12, respectiv lunar, vor achita sumele respective. Am mai avut aici un slide, al domnului ministru inițial l-a menționat, deci și alte măsuri de stimulare a business-ului, cum ar fi creșterea investițiilor publice în infrastructură, diversificarea surselor de finanțare a investițiilor în economie și infrastructură, subvenționarea locurilor de muncă, programe de menținere a tinerilor în țară, cum ar fi prima casă, acesta care a fost aprobat recent la ședința de guvern, dar 1+3, destinat diasporei, decriminalizarea activităților economice, relaxarea regimului de sancțiuni pentru repatriere întârziată a valutei, cunoașteți aici despre ce este vorba, reforma regulatorii, ghișeul unic. Am lăsat cu intenție ultimul slide care s-ar cere să fie primul, care sunt obiectivele majore ale acestei reforme, le puteți vedea, nu le dau citire din economii de timp. Aș vrea să finalizez prezentarea mea prin a menționa următorul fapt. Cred că eu văd la dumneavoastră mulți aveți experiență, ultimii 15-20 de ani nu s-a făcut reforme de acest gen. În 2007 a fost una care s-a diminuat impozitul pe profitul persoanelor juridice, care a dat un efect bun, dar ca să se diminueze în atât de substanțial contribuțiile, deci la asigurări sociale și impozitul pe venitul persoanelor fizice, nu a fost în istoria Republicii Moldova. Cumulativ, diminuarea cu 5 puncte procentuale a cotelor la asigurări și introducerea cotei unice la nivel de 12% înseamnă o diminuare a poverii fiscale pe plățile salariale de aproape 9 puncte procentuale. Este o încercare a guvernului de a veni cu un suport pentru mediul de afaceri, pentru business, pentru că știm foarte bine că cea mai simplă și eficientă care de a contribui la dezvoltarea țării este de a ajuta business-ul. Pe de altă parte, ca reprezentant al Ministerului Finanțelor, noi ne așteptăm ca business-ul să răspundă cu aceeași monetă, cu o creștere a responsabilității sociale, ori diminuarea acestor taxe înseamnă decăderi. E destul de esențială de la bugetul public național. Noi avem convingerea că acestea sunt doar pierderi matematice și odată cu implementarea acestor cote vom avea încăsări mai mari din partea business-ului. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări, o să fiu bucuros să răspund. Mulțumesc, domnul secretar general. Chicu,
partea cu întrebări și răspunsuri o lăsăm mai spre sfârșit. Vă mulțumesc. Vreau la ceea ce s-a oferit domnul Chicu, schimbările în a ușura activitatea voastră, activitatea agenților economici, să-l limit pe domnul Vasile Vulpi, care este șeful Direcției Politici Economice și Mediul de Afaceri în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, să vă prezinte aceste reforme. Vă rog, domnul Vulpi. Mulțumesc, domnul ministru, bună ziua tuturor. Stimați reprezentanții mediului de afaceri, într-adevăr, în afară de condițiile fiscale avantajoase pentru mediul favorabil business-ului, pentru activitatea prosperă acestuia, aveți nevoie și de reguli clare de joc în ceea ce privește efectuarea controlelor. Din acest considerent, Ministerul Economiei, Guvernul a făcut pași importanți în această privință pentru a simplifica controlele și pentru a evita abuzurile, și prima etapă acestea a fost reforma în domeniul organelor de control de stat, acestea fiind reduse de la în jur de 50, astăzi avem doar 13 organe de control. De asemenea, au fost setate foarte clar regulile cum au loc controlele, și atât acum Parlamentul a făcut un următor pas și putem să spunem că este a doua etapă a reformei în domeniul controlelor, și de care deja se extinde și în ceea ce privește partea penală. Problematica de la care s-a pornit este foarte bine cunoscută, nu trebuie să vă spunem noi, și suntem cei care am sesizat, ci voi ați sesizat autoritățile de fiecare dată despre abuzurile care au loc atât din partea organelor de urmărire penală, cât și din partea organelor de control de stat, precum și este destul de cunoscută statistica în ceea ce privește aresturile preventive. De aceea, proiectul de lege care a fost și care deja este votat, pe care l-am studiat și vrem să vă-l prezint, este legea care modifică codul penal, codul de procedură penală, codul contravențional, un pachet de legi pe care noi l-am numit legea care scoate presiunea de pe mediul de afaceri. Sau îl mai numeam noi decriminalizarea. Printre principalele modificări se referă, deci, la codul penal. Infracțiunile prevăzute de aceste articole pe care le vedeți în această listă, deci este vorba de, în principal, de infracțiuni pe partea economică care nu au cauzat prejudicii vieții sau sănătății persoanelor. Aceste tipuri de infracțiuni vor fi investigate doar de către procurori și doar după ce aceste fapte vor fi constatate de organele de control cu competență. Ceea ce ar însemna că ceea ce voi numeați cândva poliția economică, deci, nu va mai fi implicată în activitățile de control, când ne referim la infracțiuni în domeniul economic, doar Procuratura va face aceste investigații și va putea iniția dosarul doar dacă organul de control, conform legii 131, confirmă că au fost săvârșite, că s-a încălcat legea. Ori argumentul este unul destul de simplu, nu poate un procuror să menționeze dacă, sau să constate dacă s-a încălcat legea în ceea ce privește, de exemplu, haideți să luăm oricare exemplu, legea în domeniul construcțiilor sau legea în domeniul mediului sau în domeniul fiscal. Este organul de control competent în acest aspect și el trebuie să facă constatarea, s-a încălcat sau nu legea. Următorul slide, vă rog. De asemenea, este vorba de o modificare la codul penal. În ceea ce privește o novație, cum are loc liberarea de nu de răspundere penală, aici este o greșeală, de pedeapsă penală.
Iată această listă pe care o vedeți aici pe ecran. Haideți să le trecem în revistă. Practicarea ilegală a activității de întreprinzător, practicarea ilegală a activității financiare, pseudoactivitatea de întreprinzător, evaziunea fiscală, limitarea concurenței și așa mai departe. Este posibilă liberarea de pedeapsă în acest caz dacă se îndeplinesc câteva condiții. Cel care a comis infracțiunea a comis-o pentru prima dată, a înlăturat încălcările, a reparat prejudiciul comis și constatat de către organul de control și a achitat la bugetul de stat suma dublă a celei mai mari amenzi care o prevede codul penal. Iată, în aceste condiții este posibilă liberarea de pedeapsă. Deci nu este vorba de liberarea de răspundere, persoana poartă răspundere, prejudiciul este constatat, dosarul de urmărire penală este deschis, însă dacă cel care a comis infracțiunea îndeplinește aceste condiții, instanța de judecată cu certitudine îl eliberează de pedeapsă. Pentru că cineva poate să spună că este acest mecanism și astăzi, liberarea de pedeapsă, însă el este unul extrem de discreționar și nu oferă o certitudine acelei persoane care a comis infracțiunea și a îndeplinit. După ce intră în vigoare această lege, certitudinea dată este stabilită. De asemenea, o altă inovație care este importantă, credem, pentru mediul de afaceri, este vorba de modificarea componenței de fracțiune, așa numită evaziunea fiscală. Astăzi, persoana poate fi trasă la răspundere penală pentru evaziunea fiscală în cazul în care aceasta, persoana juridică, deci a eludat sau nu a declarat corect suma de cel puțin 75.000 de lei. Vă dați seama că este o sumă destul de mică. Suma dată poate fi atinsă printr-o simplă eroare a contabilului, dacă vreți. Astăzi se propune ca această limită să înceapă de la 300.000 de lei. De asemenea, sunt un șir de alte modificări în ceea ce privește componentele de infracțiune pe mai multe aspecte. Din acea listă care ați văzut-o, se propune la multe din componențele de infracțiune micșorarea termenului de pedeapsă cu închisoarea și, în schimb, majorarea amenzii financiare. O altă inovațiune este faptul că a fost introdusă pedeapsa penală pentru autorități în ceea ce privește actele permisive și controalele, și anume refuzul neîntemeiat de eliberare actului permisiv, care a condus la restrângerea dreptului de a desfășura activitatea de întreprinzător, inclusiv atunci când s-a dat indicații sau s-a admis desfășurarea neîntemeiată a unor controale, iată, acea autoritate este pasibilă de răspundere penală. Reveniți, vă rog, cu un slide înapoi. Aici, da. Vorbeam la început că statistica nu este una dintre cele mai frumoase în ceea ce privește arestul preventiv. Deci astăzi este posibilă aplicarea ca măsură preventivă arestul atunci când infracțiunea presupune ca pedeapsă închisoarea de la un an. Legea nouă extinde acest termen de la 3 ani, deci arestul preventiv poate fi aplicat dacă, doar în cazul dacă infracțiunea presupune pedeapsa cu închisoare de la 3 ani și mai mulți și persoana nu a recunoscut vina. În aceeași ordine de idei, tot la arestul preventiv, pentru unele din infracțiuni care le vedeți aici din acea listă inițială, deci o să le listez: 183, 223, 224 până la 228 și de la 241 până la 258 din codul penal, depunerea unei cauțiuni servește temei pentru a nu aplica arestul preventiv sau, dacă acesta a fost aplicat, să fie ridicată această măsură preventivă. Următorul slide, vă rog. De asemenea, au fost făcute un șir de modificări la codul de procedură penală.
și au fost introduse reguli foarte clare în ceea ce privește perchezițiile și ridicarea bunurilor. S-a stabilit că percheziția nu poate avea loc în alte spații, în privința altor bunuri și cu privire la alte obiecte decât ceea ce e scris în încheierea instanței de judecată, deoarece din practică se constată că, deși venea organul de urmărire penală cu o încheiere a instanței de judecată în care era indicat, de exemplu, că doar în spațiul ăsta, organul de urmărire penală, așa, profitând de ocazie, putea să mai treacă și pe într-un alt oficiu sau să solicite alte documente decât cele care erau indicate în acea încheiere. În privința sechestrării bunurilor, s-a stabilit că în cazul în care aceste bunuri sunt necesare stringent pentru activitatea economică, acestea nu pot fi sechestrate. Ca alternativă urmează a fi sechestrată contravaloarea lor. De asemenea, în ceea ce privește ridicarea bunurilor, organul de urmărire penală nu are dreptul să ridice aceste bunuri dacă poate face copii de pe ele. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să facă copii fie de pe acte, fie de pe sisteme informaționale, pe care urmează să le cloneze în așa fel încât să nu distrugă originalul. Dacă se constată că nu poate fi efectuat copie, organul de urmărire penală este îndreptățit să ridice aceste bunuri în prezența unui specialist făcând copie la sediul organului de urmărire penală, însă este obligat să restituie toate aceste acte în decurs de 3 zile. Un alt moment, o altă inovație care este descrisă în acest pachet, modificări la legea 131, cât și la legea cu privire la controlele de stat, cât și în codul de procedură penală, este interzis ca organul de urmărire penală să solicite organului de control efectuarea controlului la indicație, deci la comandă, într-un fel. S-au făcut modificări la legea CNA, legea ofițerului de urmărire penală și legea procuraturii și s-a indicat ca criteriu de performanță la evaluarea anuală a ofițerilor de urmărire penală indicatorul privind impactul activității sale asupra mediului de afaceri. Considerăm că asta îi va stimula să respecte exact prevederile legii și nu comită abuzuri. De asemenea, la sfârșitul anului, atunci când procurorul general face raportul final în fața Parlamentului, asta este unul din criteriile de bază de evaluare. Aceleași modificări au fost făcute și în codul contravențional. Pentru a nu dubla cu codul fiscal, s-a exclus în genere componenta care privește evaziunea fiscală. De asemenea, s-au indicat aceleași reguli de joc în ceea ce privește ridicarea bunurilor și efectuarea perchezițiilor. Referitor la organele care efectuează controlul de stat, s-a stabilit foarte clar că prioritate are controlul la distanță. Organul de control nu iese la fața locului dacă nu este necesar. Mai întâi va solicita documente, va solicita informații de la agentul economic din oficiu, fără să prezenta la fața locului, ori orice prezență la fața locului este, de fapt, de multe ori interpretată ca o intimidare. Cam atât. Ele sunt mai multe modificări, dar cele mai importante le-am trecut acum în revistă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vulpi. Vreau încă o dată să menționez faptul că toate aceste schimbări vin, de fapt, pentru a ușura activitatea agenților economici, dar, în primul rând, pentru a nu stopa, de fapt, activitatea. Pentru că atunci când se întâmpla orice fel de control în cadrul unui agent economic, deci au venit, au ridicat documentele, au ridicat calculatoarele, informații și așa mai departe, presupunem că un caz simplu. Și din momentul ăsta, contabilitatea, plățile și toată activitatea, practic, era stopată. Acum noi am făcut lucrul, schimbările astea în așa fel ca
indiferent ce se întâmplă, agentul economic poartă răspundere, o să achite amendă și așa mai departe, dar activitatea și oamenii angajați vin la lucru a doua zi, muncesc și își fac lucru mai departe și asta este bine, pentru că asta nu nu oprește și nu debusolează compania sau agentul economic. Acum o să rog pe doamna secretar general de stat de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, doamna Iulia Costin, să ne povestească pe scurt despre oportunitățile care sunt anume pentru segmentul vostru, pentru întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova. Oportunitățile care vine. Care se prelungesc, domnul ministru. Mersi mult, domnul ministru. Aș vrea din start să salut prezența la toți agenții economici care au... sunt prezenți, care au dat start invitației noastre și vreau să spun, domnule ministru, că pentru noi astăzi este și o posibilitate să îi întrebăm. Iată, noi am prezentat reformele care derulează, care ușurează. Stimați agenți economici, aveți posibilitatea să ne spuneți dacă reformele începute anterior sau la începutul anului sau cu anul urmă, așa cum vorbim noi de controle și de acte permisive și de ușurarea activității dumneavoastră, ceva nu merge în teritoriu, ne spuneți acum sau ne spuneți pe parcurs ca să fie un dialog, numai într-un dialog și într-o așa o colaborare reciprocă o să putem sesiza și noi, facem bine ceea ce face Guvernul, Ministerul Economiei sau mai trebuie ceva de ajustat. Eu, cu referire la oportunitățile de finanțare și de suport pentru companiile din Republica Moldova sau mai deosebit din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, vreau să spun că concomitent cu toate reformele prezentate astăzi către dumneavoastră, Guvernul și Ministerul Economiei prelungește acordarea de suport atât financiar, consultativ, de instruire pentru întreprinderile mici și mijlocii prin multitudinea de programe care au fost lansate, care continuă să fie să se îndeplinească și care vor fi lansate chiar până la sfârșitul anului acesta. Și aici aș vrea să menționez că Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, îl avem în prezență pe domnul director interimar, domnul Petru Gurgurov, colegii de la ODIM care și ne-au ajutat împreună cu colegii de la Ministerul Economiei să organizăm această întâlnire, este instituția publică de bază care, prin care Guvernul și Ministerul Economiei implementează politicile de suport pentru mediul de afaceri, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și aici aș vrea să spun că sunt pe rol o multitudine de programe lansate chiar și 5 ani în urmă și 7 ani în urmă, dar care ele anual sunt finanțate de stat, prevăzând în bugetul, în legea bugetului, resurse financiare pentru aceste programe și care acordă un suport considerabil întreprinderilor mici și mijlocii. Aici aș vrea să spun că prin includerea sau implementarea de diferite programe, Guvernul și Ministerul Economiei încearcă să acorde suport pe toată gama de servicii necesare business-ului, cum ar fi prima fază, consultanță. Dar aceasta este foarte important pentru mediul de afaceri și aceasta o facem în primul rând prin centrul de consultanță care îl are Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, secțiile economie pe lângă fiecare Consiliul Anual care îl avem în teritoriu și suntem conectați cu ei, prin intermediul business providerilor, de ce nu, centrelor de consultanță existente în teritoriu, prin intermediul celor 11 incubatoare de afaceri care Guvernul, Ministerul Economiei și cu asistența donatorilor au fost create în teritoriu. Parcă a încercat să fim alături de antreprenori în regiuni cu primul suport, cu consultanță. Ce ține de instruire, iarăși, pe rol sunt mai multe programe de instruire gratuite pentru antreprenori. Aș menționa programul GA cu 14 sau 12 module. Antreprenorii din toate raioanele au posibilitatea să acceseze aceste resurse de instruire gratuite și suntem în regiune, adică în fiecare raion și uneori și la nivel, ne coborâm la nivel de sat, dacă sunt necesare acest suport de instruire. Suport financiar. Iarăși, prelungim cu
toată gama de servicii prin intermediul programelor și instrumentelor financiare, cum ar fi acordarea garanțiilor financiare. Cred că știți cu toții existența și activitatea fondului de garantare care ajută antreprenorul să-și acceseze resurse creditare de la instituțiile bancare. Aici aș pomeni și renumitul programul PARE, care mai departe venim în ajutorul migranților sau lucrătorilor migranți care vine acasă și vrea să-și dezvolte o afacere. Vreau doar să menționez că plafonul s-a majorat de la 200.000 la 250.000. Programul Femei în Afaceri, care deja am grantat 100 de femei de afaceri, 100 sunt pe rol. Aici guvernul vine în întâmpinarea femeilor care sunt la o vârstă foarte frumoasă, tânără, care deja s-au crescut copilașii, ies din concediu de maternitate sau vor să se dezvolte, să-și asigură o sursă de existență, și aici preponderent v-aș spune cât în timp femeile de la sat, și programul are un succes foarte mare. Avem chiar domnul ministru în sală și prezente femei participante la acest program. Aș pomeni și incubatoarele de afaceri. De ce? Pentru că în acest gen de instituții publice create de guvern, de Ministerul Economiei împreună cu finanțarea Uniunii Europene, am creat un satelit care rolul incubatoarelor de afaceri nu este doar să incubeze companii. Da, la moment avem 180 de companii rezidente incubate în incubator, dar cel mai important să vă ajute, să ajute mediul de afaceri, întreprinderile la început de cale în regiuni, să le dăie consultanță, să le ofere mentorat, dacă vreți, și în fiecare incubator de afaceri, domnule ministru, vreau să spun că activează un fond de împrumut micuț, în jur de 300 pe fiecare incubator, dar împreună avem încă 3 milioane care sunt la discreția, la dispoziția întreprinderilor la început de cale, și care resursele acestea sunt foarte repede accesate. În cadrul incubatoarelor, în termen de o săptămână, în comparație cu creditele solicitate de la băncile comerciale. Aș mai pomeni ca instrument financiar și programul de subvenționare a participării agenților economici la expoziție. Iarăși, Ministerul Economiei a venit cu un program de suport la expozițiile naționale. Aveți posibilitate să obțineți o cofinanțare de jumătate din prețul de arendă a spațiului expozițional. Și în timpul apropiat vreau să spun că Ministerul Economiei va veni cu alt program care a substituit renumit program de abilitare economică a tinerilor, dedicat în exclusivitate tinerilor de la 18 până la 35 de ani. Se numește programul Start pentru Tineri. Aici guvernul o să vină iarăși cu o finanțare, dar mai interesantă, pentru că am sesizat pe parcursul implementării programului PNAET că tinerii care au idei de afaceri, sunt ingenioși, au finisat o specialitate, au studii superioare, dar nu au capital să înceapă această afacere. Și iată, acest program o să ofere tinerilor capital de start pentru lansarea afacerilor. Iarăși, guvernul o să ofere un avans tânărului, un resurs de 180.000 de lei plus finanțare gratuită pentru a starta afacerea. Și apoi în joc o să meargă toate instrumentele financiare care le-am enumerat mai anterior. Pentru că cel mai important să începi afacerea, să o testezi, să primești instruire și consultanță gratuită, primii pași în afacere sunt greori, și apoi poți să accesezi și un credit bancar, pentru că deja o să ai istorie. Istorie ca client, ca agent economic, că ai reușit ceva pe piață să faci. Și aș mai pomeni că în anul viitor, Ministerul Economiei, împreună cu Organizația de Suport Întreprinderilor Mici și Mijlocii și NIEPO, o să vină cu un program nou deja pentru întreprinderile active, pentru întreprinderile care sunt stabilite pe piață și au potențial de creștere. Aici o să fie mai valoros și suportul financiar și instrumentele oferite acestor companii. Totodată, accent se va pune și pe întreprinderile care fac parte din așa segment economia verde. Iarăși, Ministerul Economiei o să propună un nou program de susținere, un program pilot, să vedem ce o să întâmple, pentru a cumva informa donatorii și partenerii de dezvoltare
că și acest segment este, este implementat în Republica Moldova și noi suntem axați pe produse ecologice pure, pe transfer de tehnologii și pe protejarea mediului ambient. Asta am vrut să spun, domnule ministru, pe scurt, pentru că n-am vrut să aduc cifre, dar doar spun, vreau să menționez o cifră. Peste 1 milion de lei anual ultimii ani, guvernul oferă din bugetul de stat aceste resurse financiare pentru a acorda suport întreprinderilor începătoare, tinere, femei, migranți care doresc să lanseze sau să-și dezvolte afacerea proprie. Mulțumim. Mulțumesc, doamna Iulia Costin. Am ajuns la runda întrebări și răspunsuri. Vreau să fim deschiși, să ne povestiți ce probleme sau dificultăți aveți, să vedem ce soluții putem să găsim și în special la ceea ce am prezentat noi, dacă sunt careva neclarități, că asta de fapt a fost scopul ședinței date, pentru a aduce mai multă claritate în reformele acestea. Microfonul, puteți găsi. Referitor la blocarea conturilor în cazul în care, de exemplu, sunt întârzieri la achitarea TVA-ului sau, mare importanță, la achitarea impozitelor. Fix pe 26, la orele 8:30, sunt închise conturile, da? Marfa vine în vamă, noi nu avem cu ce achita respectiv TVA-ul la import din acest motiv. Care ar fi o soluție? Să nu blocăm conturile, nu știu, pentru că ne creează dificultăți foarte mari. Pentru că noi peste 100 de mii achităm lunar TVA-ul și se întâmplă că într-adevăr avem întârzieri. Dar din cauza blocării conturilor sunt și probleme foarte mari. Vă mulțumesc, că să rugăm pe domnul coleg Ion Chicu de la Ministerul Finanțelor să ne spună ce se întâmplă. Da, vă mulțumesc. Blocarea conturilor, măsurile astea de incaso și tot așa mai departe, nu sunt cele mai plăcute acțiuni care le întreprindem. Dar trebuie să înțelegem că încasările bugetul public național nici nu reușesc, adică mijloace să intre în conturi și deja trebuie cheltuite. Da? Deci dacă întârziem cu o zi și nu intră în conturi niște bani, respectiv nu o să putem finanța niște cheltuieli, niște bani. Este clar scris data când e declarat, când sunt declarațiile, când trebuie de achitat, deci asta e mai mult un, zicem așa, element de planificare corectă a cash flow-ului, a intrărilor de bani și tot așa mai departe. Pentru că dacă dumneavoastră vă planificați eficient și bine aceste elemente, n-ar trebui să fie problemă să achitați pe 25 atunci când depuneți declarația. Eu înțeleg că apar multe probleme, dar trebuie să înțelegeți că organele abilitate de acumulare a veniturilor la bugetul tot au, zicem, planuri de activitate, este legea bugetului unde sunt aprobate aceste cifre. În cazul când, hai bine, pe 26, nu, lăsăm pe 27. Eu sigur că dacă s-ar mai da o zi, atunci ar fi întârzieri pe 27. Asta, din păcate, e realitatea. Și exact așa aveți și dumneavoastră când cu, zicem, debitorii dumneavoastră. Dacă v-ați înțeles la o dată să fie 26 și vă achită pe 28, deja vă creează probleme, da? Exact așa și în relația între stat și agenții economici. De ce? Eu nu cred că această problemă poate fi foarte simplu de soluționat, de mai adăugat o zi sau de mai adăugat două. Este clar, stabilitatea când trebuie ca plățile să fie efectuate, altfel se duce tot mecanismul peste cap. Vreau să menționez că anume și debitorii sunt problema, pentru că noi le dăm marfa de achitat, nu se achită și am dorit cumva, poate inspectoratul să ne ajute spre a rezolva problemele cu debitori, adică să blocheze conturile respectiv cine are datorii la noi. Asta ține, deci, e problemă în lanț și de fapt ați menționat de fapt în ce constă problema, în faptul cum sau care este respectarea obligațiunilor față de cei care au datorii la dumneavoastră și ulterior dumneavoastră nu vreți să vă, de fapt, respectați obligațiunile care le aveți față de stat. Sunt diferite modalități,
ok, nu-i de dorit să ajungeți la judecată, dar trebuie să fie înțelegeri foarte clare, pentru că în dependență de înțelegerile și contractele care le aveți semnate cu partenerii, depinde și activitatea dumneavoastră de mai departe. La fel cum și guvernul, statul își planifică activitatea sa, inclusiv achitarea de pensie, achitarea de salarii și așa mai departe. Alte întrebări? Da, vă rog. Prezentați-vă, apăsați încă o dată. Bună ziua, se aude? Așa, nu vă mai atingeți. Bună ziua. Vin din raionul Florești, satul Vărvăreuca. Am mai eu multe așa... recent la voi de două ori, da. Cu această deplasare a dumneavoastră, deci vine prima mea sugestie, dorința mea ca antreprenor. Dacă veniți prin raioane, mai ales prin sate îndepărtate, mai dați un sunet, întrebați care mai sunteți acolo agenți economici, jumătate de oră, probabil plus minus în programul dumneavoastră încăpea ca să ne mai vizitați și pe noi. Vă rugăm pe viitor, dacă veniți în sate, intrați și pe la agenții economici, vom fi bucuroși să vă vedem, să vă mai spunem cine doare și ce ne bucură, căci rar, două ori încolo, două ori înapoi, patru ori pe drum, deja o jumătate de oră nu schimba mult în program. Asta așa, printre altele, mă bucur tare mult că deja nu, firma noastră nu e prea mare, încă e micuță, 3-4 ani, dar simt schimbări în primul rând la toți, mă laud și mă bucur că inspectoratul fiscal este posibil online, este posibil de a lucra omenește, de acasă, de a da dările de seamă, de a nu sta în rând, dar apare aici o problemă, că întreprindere mici și mijlocii, de obicei e firmă de familie. Și timpul este limitat. E limitat și la cei care au companii mari, dar la ăștia mici este și mai limitat, că nu avem angajați, nu avem posibilitatea de a lua angajați, iarăși începe lanțul, că nu avem resurse. De ce nu avem resurse? Că nu avem timp să pornim startul ăsta, să-l dăm bine. Trebuie toată ziua să fugim cu ștampila aceasta umedă. Tare m-am bucurat că ea s-a scos, nu trebuie, toți se tem că dacă vine fiscul, lasă-l mai bine și ei. Să fie ștampila, să o punem, să nu avem probleme. Și această ștampilă umedă tare mult timp ne ia la acești antreprenori mici. Bine, antreprenorii mici, contabili, nu-i dumneavoastră puteți încă instrui și pune la cale să lucreze fără ea, dar vin cu solicitarea, poate faceți o adunare cu băncile comerciale, că avem nevoie de anumite declarații, de anumite foi de la bancă, care, precum că avem cont în bancă, acea sumă este în bancă pentru anumite proiecte, este necesar de a ne deplasa la filiala băncii care ne deservim cu ștampilă umidă, cu cereri, ca să ne elibereze certificatul dat. Probabil băncile nu ne dau bani ca să fie numai pe ștampilă umidă, ne dau un certificat și să ne-l dea pe poștă electronică. La fel, organizațiile acestea de stat care lucrează, la fel, să nu ne ceară ștampila umidă prezența noastră și să trebuiască să fugem Florești, Ceadăr Lungă, Chișinău, Iedine, să mergem toată Moldova pentru a duce o hârtie cu ștampilă umidă. Asta ne-ar ajuta foarte mult. Te uiți într-o parte, e o problemă mică, dar buturuga mică răstoarnă carul mare. Noi, în loc să ne ocupăm să negociem cu exportul, noi pierdem timpul, fugim cu foaia aceea, fugim cu ștampila. Iarăși, programul 50+1, ăsta, prezența produselor autohtone la raft. Se discute, deja ne bucurăm foarte mult că programul acesta este spre implementare în Republica Moldova, dar discutând cu colegii care practică activității economice în România, ei la fel au așa program și partea cu lista, de a fi introdusă lista aceasta de produse nominale, care produs trebuie să fie în 50+1 și care produs nu trebuie să fie, au limitat foarte mult agenții economici mici. Fiindcă ăștia care importatorii, magazinele, ei oricum își aduc produsele lor de import și oricum noi, având capacitate de producere mare, producem o zi în două săptămâni, că nu avem piață de realizare. Deoarece la raft stă toate produsele de import. Da, trebuie concurență liberă, trebuie să fie și produsele de import, dar de obicei cei puternici mari se amplasează pe locurile bune și ăștia mai mici, așa, pe jos sau pe sus, nu se observă practic deloc la raft. Dacă ar fi produsele autohtone la raft, care populația și le vrea și le cunoaște, dar nu le poate găsi, respectiv și noi vom avea producere mai des, vor avea oameni în sat de lucru și va fi bine pentru partea noastră a țării noastre. Iarăși, la fel, avem ambasadele noastre pe hotare, care au din partea Ministerului Economiei reprezentați pe domeniul economic. Ei lucrează, băieți, acolo, bravo, fac, dar fac tot la macroeconomic. Fac rapoarte, chiar și în discuții neoficiale cu ei, am înțeles că ei fac rapoarte care sunt macroeconomice și concret ceva pe agenții economici mici și mijlocii, nu impactul direct. Poate el este, dar noi nu îl simțim. Poate cumva
oamenii, persoanele date din Moldova care stau pe hotare la ambasade și lucrează economic, să stabilească cumva sectorial, să ne ajute mai îngust să lucreze, dar să fie cu ceva concret. Că ăsta macroeconomic vine, îl puneți la minister, se face dosar, dar pe noi, real, ce ne ajută, nu simțim. Simțim foarte mult, ne bucurăm că iată la vamă, cu importurile. Când am început activitatea, nu puteam de vama, doar trebuia la adresa juridică. Acum, atunci eu am fost și am scris cerere la șeful vămii, mi-a permis să fac de vamarea la Chișinău, deși trebuia să o fac la Florești, din cauza că era grupaj, dar acum e foarte bine, putem face de vamarea unde dorim. Mulțumim mult pentru această facilitate. Facilități sunt multe, dar sunt la nivel înalt, dumneavoastră aici le faceți, dar în raioane mai greu se implementează. Poate mi-ai chemați la Chișinău, le mai spuneți, chiar ce mai facem, să implementeze și ei, că lucrurile merg spre bine, dar din cauza că ruga mică răstoarnă carul mare. ANSA, vă rog foarte mult, legați-vă, colaborați cu ANSA, că la ei acolo e totul foarte bine, dar e totul neclar. Ce vrei să faci, cum vrei să faci, nu știe nimeni, nici cei din raion, șef, trebuie să venim la Chișinău ca să stabilim lucrurile, să mergem în raion, să învățăm pe ei, iată că așa se poate. Când întrebăm, de ce nu trebuie să facem analiza dată, care ne costă 10.000 de lei, că asta e logic și trebuie să faceți. Da, eu înțeleg că e logic, dacă fiecare ar lucra în stat și dumneavoastră spune că asta e logic, dumneavoastră e logic, hai fiecare să lucrăm după logic. Care hotărâri, care articol, de ce nevoie noi să facem asta? În raion îmi spunea, ești agent economic, ți-ai băgat capul, deja mă plătea chit în 10.000 de lei. Am venit la Chișinău, am pierdut 2 luni de zile până am lămurit care și de unde și această analiză trebuia făcută doar de 900 de lei. Suma e foarte mare pentru un agent economic mic la început, fapt care deja și noi avem negocieri cu România pentru a ieși la export. Pentru a obține acest certificat de inofensivitate, noi 4-5 luni de zile l-am pierdut din cauza că să dăm de capăt ce și de unde noi trebuie să facem. Vrem să facem bine, dar nu știți de unde să o apuci cum să faci acest bine. Noi suntem bucuroși, să vină și controle, să nu vină. Tema aceasta vrem să facem tot să fie bine. Dacă să ne controlați, dați-ne întâi mai ales partea de ANSA. Precis, ce trebuie, cum trebuie, căci când am început activitatea, la ANSA era că trebuie numai decât să fie teracot pe podeaua, să nu fie... Ce faceți dumneavoastră? Noi facem cereale pentru micul dejun, mâncare fără gluten. E foarte bună pentru copii și pentru cei trecuți de 50 de ani. Și un produs care e pentru trendy acum. Dar această temă fără gluten, deja aici e altă parte cu Ministerul Sănătății, o să pe urmă, când o să ne punem la punct celelalte întrebări care să ne țin în viață. Și cum vă numiți? Sobol Angela. Doamna Angela, ce ține de vizite, într-adevăr eu încerc. Eu pot să încep să vă răspund? Da. Ce ține de vizite, într-adevăr, de fiecare dată când merg în regiune, încerc să văd și agenții economici. Norocul sau nenorocul cu Barbareuca este că eu am fost doar în weekend acolo și eu... Suntem acasă în weekend. Sunteți acasă, ok. Vă așteptăm. Și eu chiar am întrebat, am avut o discuție cu doamna primar despre agenții economici, care sunt problemele, cu ce dificultăți vă întâlniți și așa mai departe, și am stabilit că eu o să mai vin. Atunci era problematica legată de de o problemă creată de cineva care spunea că nu se face drumul așa cum trebuie să fie făcut și probabil ați reușit să treceți pe drumul acela care a fost reparat și ați văzut calitatea. Noi suntem pe trasa centrală, nu avem. Ok, sunteți probleme. Mai norocoși, da. Stați. Dar, într-adevăr, asta este și scopul meu atunci când merg, indiferent cu ce întrebare, să acoper multe altele, pentru că, din fericire sau nefericire, ministerul nostru este foarte multe direcții are și noi încercăm să acoperim mai multe din ei. Ce ține de semnătura sau de ștampila vie, prezența ștampilii umede pe hârtie și așa mai departe, eu foarte tare îmi doresc ca noi să ajungem în momentul în care marea majoritate sau toți agenții economici să folosească semnătura electronică. Este un proces normal prin care trebuie să trecem. Eu, lucrând în alte companii, cred că am fost câteva companii, eu eram printre primii 10 care aveam și semnam toate documentele fiscale din birou fără a merge la instituții fizic, fără a merge și a pune ștampilă, semnam, făceam, era prezent în cadrul companiei semnătura electronică. Și noi o să insistăm ca să fie lucrul ăsta mai repede, pentru că asta înseamnă timp, asta înseamnă eficiență, asta înseamnă rapiditate și reacție imediată din partea voastră. Ce ține de, dacă vreți la capitolul ăsta, ce ține de, ați menționat despre lucru cu ambasadele și cu colegii din afara
țării noastre. Noi am pus la, deci am lucrat un pic cu atașații economici, care începând cu perioada asta, chiar săptămâna trecută am semnat un pachet de obiective pentru ei. Și noi le vedem în felul următor. Deci, în viziunea noastră, ele trebuie să fie, să difere în dependență de țară, în dependență de profilul țării cele, ce activități au ei, ce produse au ei și ce produse ei nu au. Și în dependență de asta, noi să avem acasă o viziune clară. Uitați-vă, în Germania, nu știu, de acolo putem să luăm constructori de imobile și drumuri, dar putem să le dăm produsele care lipsesc acolo. În altă țară, altă, eu nu știu, doamna, nu v-am prezentat-o, este și secretarul de stat de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, care anume ăsta este domeniul ei, deci relațiile internaționale economice. Și dacă aici, la capitolul ăsta, avem ceva de spus adițional. O să vrea, noi trebuie să le arătăm ce avem, să noi cumva să ne facem organizații în șat. Deci, la ambasade, către agenții economice, deci, așa, niște campanii publicitare, tematici, unde sunt concurși la eventualul unui ministru, fie țară se vor prezenta pe grupul de producție. Și, la sigur, că sunt și probabil de întâlnit cumva cu distribuitorii de acolo, cu magazine, nu pur și simplu la general. Când e la general, nimic nu e rezultatul. Deci, asta este și scopul, de fapt. Noi vrem să nu fie nimic la general, dar vrem să fie targetat pe produs, pe producător și pe destinație. Pentru că sunt produse care nu-și găsesc loc pe rafturile din unele țări, pentru că acolo concurența este mult mai mare, acolo astfel de produse sunt prezente. Dar sunt țări care duc lipsă și atunci când noi facem analiza și vedem că avem un avantaj competitiv față de țara aceea la produsul ăsta și el este eficient în așa fel ca producătorul să poată să își vadă acolo și o margine destul de bună pentru ca să-și crească profitabilitatea, noi ne implicăm la toate 100%. Și aici noi o să mai lucrăm cu din cauza noastră am okay. Hai să ne implicăm să vedem. Bun, și ați menționat și despre comerțul intern, ce ține de promovarea producătorilor autohtoni, deci legea raftului, că 50% să fie produs autohton, este o lege pentru care noi am luptat mai mult timp, în sfârșit am văzut-o deja după prima lectură în Parlament. Sperăm că la toamnă va... Da, dar are lista în care vor fi 5-6 produse. Deci noi vom lucra, deci vom analiza produsele care sunt calitative, sunt produse la noi și există produs destul pentru a suplini piața din Republica Moldova. Produsele astea vor fi, deci lista va fi ajustată anual, pentru că este corect să fie așa. Și ne-ați menționat despre faptul că în România s-a făcut lucrul ăsta și au fost careva greșeli. Noi o să ne implicăm și o să studiem, să vedem ca să nu repetăm experiența neplăcută care au avut-o ei, dar să luăm toată partea pozitivă la subiectul ăsta. Și dacă mai se poate o întrebare, rugăminte, solicitare, iată, în privința la subvenționarea cu AIPA, doamna secretară a menționat, este bine, doar că spațiul este prea mare, spațiul minim necesar pentru a fi luat, e prea mare pentru agenții economici mici care vor să apară pe piață și să vadă
și plus este subvenționat doar metru pătrat. Taxele de participare nu sunt subvenționate. Și dacă acest metru pătrat este mare, plus taxele de participare care nu se subvenționează, este o sumă destul de frumșică. Pentru ăștia mici care vrem să facem primii pași să ne vadă lumea, poate puteți cumva acolo micșora măcar spațiu, să nu fie 4 metri sau nu țin minte de acest câți metri. Dar să fie spațiu mai mic. Noi, de exemplu, pe 2 metri pătrați ne ajunge foarte bine. Dar principalul să ne vadă lumea. Dar acolo 4-6 metri, nu știu cât erau care trebuiau. Uitați-vă, este 4 metri pătrați, nu mai mult de 4 metri pătrați. S-au luat media pe companie, adică în general sunt care vor spațiu mai mult, nu mai puțin. Dar cred că principalul este nu chiar spațiu, dar este plafonul. Pentru că plafonul în lei. Primit subvenția numai mult de 2.000 de lei și acum noi am vrut să o majorăm până la 3.000 de lei. Ca să includem în această subvenție, domnul ministru, și taxa de participare, că mai este și taxa de participare care este foarte scumpă și agenții economici, undeva este 80 de euro. Și noi ne gândeam că aici să acoperim poate o parte de taxă de participare și de spațiu. Adică e important plafonul în lei mai mult. Poate ne dați mai puțin lei, dar mai puțin spațiu. Și mai puțin spațiu, mai puțin bani. Păi, în asta nu m-ați cerut mai puțin spațiu, restul toți, adică vor o medie. 4 metri pătrați nu e așa de mult. Deci 4 metri e spațiu minim pe care noi suntem gata să... Jumătate din preț din 4 metri pătrați. Adică 2 metri pătrați noi subvenționăm. Deci ce spațiu aveți? Noi și un metru pătrat ne ajunge, vorbim bine. Dar dumneavoastră fiți cu un metru pătrat, dar vă uitați la resursa financiară. Deja la această subvenție, deja trebuie să avem de la 4 metri. Noi vrem mai puțin, dar mai puțin. Nu, asta e până la... Nu, cine va consulta așa ceva? La Udim nu mai țin minte precis. Doamna, vreo 2-3 expoziții am încercat și nu-i posibil. Nu, ne clarificăm. Dumneavoastră sunteți pasibili pentru... Da, dar trebuie să avem 4 metri. Dar dacă nu vrem 4 metri, până nu la ne 4 dă metri, mai puțin. Deci, probabil nu ați înțeles corect, pentru că... Doamna Costina îmi spune că până la 4 maximal, metri. Maximal, iată, este și directorul maximal până la 4 metri. Dacă mai sus, deja noi, statul nu are capacități. Noi ne-am calculat. Okay. Haideți, da, vă rog, vă mulțumesc, doamna Angela, pentru întrebare. Ministru, stimați colegi, tot în agricultură, reprezent și eu. Microfon. Durerea noastră este... Nu vreau să discutăm azi așa sumbru despre articole de arest preventiv. Partea asta e, las fi pentru altă temă. Azi discutăm despre ceva mai real. Din luna martie negociem cu banca un credit. Cred că Banca Națională, urmare acestor mișcări care au avut loc în 14-15 și mai departe, s-a transformat într-un organ represiv, într-un organ care nu vine în ajutorul agenției economice, al băncilor comerciale, dar, din potrivă, nu stimulează creditarea, însă le stopează. Nu poți 5 luni cu gajuri, cu mișcare bună, cu plăți, stai bine, rapoarte financiare bune și așa mai departe, nu poți din cauza, eu cred, băncile nu o să vină să ne spună nouă, dar avem și noi bancherii noștri că avem experiență și știm ce înseamnă asta. Este o problemă mare. Care e azi cota de creditare al agenților economici de către organismele de microfinanțare și creditare și a băncilor? A ajuns foarte mare, cred că e peste 35%. Păi, ce Banca Națională și-a pus scopul ca organismele de microfinanțare să ne finanțeze sau băncile comerciale. Avem parteneri de dezvoltare care ne-au dat la aceiași proiecte Livada Moldovei 120 milioane de euro și mi se pare sau acordat agenților economici care plantații multe anuale, adică le vezi, s-au acordat foarte puțin bani din aceleași condiții. Eu, cum spuneați, că sunt niște reguli de joc, de facem planuri de finanțare investiționale pe termen lung, mi-am băgat capul în multe levezi, cu scopul că o să luăm cu 4-5%, vom lua niște credite în euro pe o durată lungă de 12 ani, care deja maximul rămâne 9, dar băncile, apropo, sunt 4 bănci numai eligibile, noi astea le cunoaște care sunt foarte departe de domeniul agricol, și ele sunt eligibile pentru a credita. Orice bancă la care nu te duce îți pune așa condiții ca să fii
nevoință ea din banii băncii, fiindcă lichidități sunt foarte multe la băncile comerciale. Și eu cred că mișcarea băncii naționale poate duce la aceea că investitorii care vor să vină în cele mari bănci, avem doar Moldova Grăin Bank, foarte mare bancă, care acum este cu probleme, Moldova Grăin Bank, este Moldincom Bank, Banca Transilvania a venit pe Victoria Bank și o așteptăm tare, eu o cunosc din România, cum activează. Însă, nu înțeleg poziția băncii naționale. Asta e una din problemele principale. Și în agricultură avem lipsa forțelor de muncă, anume mecanizatori. Noi deja angajăm juriști, economiști, le plătim foarte bine și învățăm a conduce tractoare. Și asta nu e nimic rușinos, pentru că la un salariu de la 500 de euro la 1000 de euro, oricine se duce cu studii superioare să muncească. Noi nu avem. Noi avem un plafon de, 16-17.000 de persoane care are voie să permis de muncă în Republica Moldova, serviciile de imigrare, așa mi se pare, dau 16.000. Poate mărim cifra permisurilor de ședere și de muncă în Republica Moldova, fiindcă avem nevoie să aducem imigranți să ne muncească. Moldovenii au plecat foarte mulți de aici și e o problemă mare. Mersi. Eu vă mulțumesc. Ce ține de momentul legat de creditări, vreau să vă zic că, într-adevăr, cunoaștem cu toții istoricul și de ce Banca Națională s-a impus așa de tare în activitatea tuturor băncilor. În primul rând, pentru faptul că își dorește și a dorit foarte mult să oprească criza bancară, care era, într-un fel, lipsită de control din partea Băncii Naționale. S-a implicat pentru că sunt reguli foarte clare, am menționat de la bun început, sunt reguli de joc care trebuie să fie respectate de către toți jucătorii și nu poate să fie o bancă sau alta mai favorizată decât restul. Sunt câțiva indicatori care nouă astăzi ne spun despre faptul că lucrurile acolo s-au ameliorat, deci noi avem plus 15% credite acordate mai mult decât anul 2017, aceeași perioadă. Unul la mână. Doi la mână, avem istorie din anul trecut în care Banca Transilvania, ați menționat, s-a implicat în Victoria Bank. Anul acesta noi avem un interes foarte mare de la EBRD, de la Banca Europeană pentru Dezvoltare și Reconstrucție, care dorește să investească în Moldova Grain Bank. Și eu cred că în toamna anului ăsta o să avem deja totul clar și vom avea o concurență mai serioasă la nivel internațional, pot să spun, în sectorul bancar din Republica Moldova. Noi cu toții ne dorim același lucru, că să fie foarte clar, toți să aibă încredere în bănci, toți investitorii care vin și care au o relație cu o bancă locală, să știe că este o bancă de calitate care o să îi deservească tot drumul în perioada activității lor. Și asta ne dorim noi să facem. Și ține de forță de muncă sau lipsa forței de muncă, într-adevăr este o problemă cu care noi ne întâlnim. Noi cunoaștem, mai în special la Ministerul Economiei, discutăm lucrul ăsta foarte des și vedem ce putem să facem. Deci, atragerea investitorilor este un lucru important, pentru că atunci când cei oamenii noștri care lucrează astăzi în afara țării vor vedea că sunt locuri de muncă acasă, bine plătite, cu condiții de lucru foarte bune, cu drumuri bune, cu apă și canalizare și tot necesar pentru o viață decentă, eu sunt sigur că ei vor începe să vină acasă. Toți vor să fie lângă părinți, lângă rude, lângă copii și așa mai departe. Lucrul ăsta nu se schimbă peste noapte, dar se lucrează în direcția asta. Doi la mână, deja sunt multe exemple frumoase și o să vă dau exemplul parcurilor IT, unde avem introdusă viza, așa numită viza IT. Deci, dacă există o companie care are și o persoană din afara țării, a semnat un contract cu această companie locală a noastră înregistrată în parcurile IT, îi durează doar o singură întâlnire ca să primească permisul de lucru în baza acestui contract care îl are semnat această persoană fizică cu persoana juridică. Și lucrul ăsta
se bucură de succes și o să putem să-l copiem și în alte sectoare. Mai mult decât atât, avem legea cu privire la sezonier, deci lucru sezonier, care, din păcate, nu funcționa. M-am întâlnit de multe ori cu problema asta, fiind în afaceri, în care avem nevoie pe o lună de zile de forță de muncă. Și nu puteam, eu trebuia să găsesc soluții, să le inventez. Acum lucrul ăsta este posibil și asta putem să facem aici. Mai lucrăm și la capitolul deschiderea hotarilor noastre, pentru că noi suntem, într-un fel, ne protejăm mai mult decât se protejează Uniunea Europeană, de exemplu, sau statele Uniunii Europene. Noi, eu cred că aici noi avem încă de lucru și știu că se muncește colegii de la Ministerul Externe, colegii de la Biroul Imigrației și Azil, deci ei lucrează la capitolul ăsta, în curând o să avem și acolo careva pași buni. Dar cel mai mare și important lucru este care noi trebuie să-l facem aici la noi acasă, noi toți, indiferent de ce de minister, deci toți avem de făcut munca în așa fel ca să putem crea locuri de muncă bine plătite, cu investitori mari, cu jucători internaționali care vor veni și vor, în felul ăsta, noi încet, încet o să atragem oamenii noștri înapoi acasă. Mersi. Alte întrebări? Hai, la dumneavoastră și apoi venim la dumneavoastră. Bună ziua a toți, mă numesc Negru Nicanor, sunt reprezentant companiei Regina Naturii. Deci noi ne ocupăm cu producerea și procesarea mierii naturale. Deci vreau să specific cu susțin întru toate pe doamna Angela, care iarăși cu chestia de ștampilă și deci de multe ori ne creează incomodități și ne transformăm într-un șofer de taxi sau într-un în loc de a soluționa problemele care într-adevăr trebuiesc. Dar iarăși și cu mai sunt probleme la instituții de stat, dar sperăm că încet cu încet o să se rezolve și o să fie făcute reforme. O problemă concretă sau ca o sugestie, deci mierea naturală este taxată la nivel de TVA cu 20%. Deci o propunere ar fi din partea noastră, dacă ar putea fi modificată la cota de 8%, ca și la fructe, legume și alte produse agricole. De ce? Pentru că este foarte complicat sau foarte greu de a vinde produsul dat în rețelele sau, să zicem așa, să-l vindem oficial în rețelele de magazine. Deci nu doar din acest considerent de TVA, dar și din altele, cum ar fi distribuția. Deci suntem practic obligați la fiecare rețea de magazine ca să distribuim produsul, dacă este dat vorba de produsul nostru, dar cred că nu este vorba doar de miere, dar și de alte produse. Și producătorii mici și mijlocii, deci este, cred eu, problema numărul 1. Ca să mergi să livrezi, să zicem, o cantitate mică de produs la fiecare magazin, deci dacă, din toate rețelele din Republica Moldova, doar una din rețele are distribuția sa, în rest suntem obligați să livrăm la fiecare magazin. Deci vorbim de 50 sau 100 de magazine. Deci asta practic este imposibil de a livra și trebuie să ne gândim cum să optimizăm sau cum să facem ca să exportăm produsul dat. Da, am încărcat odată într-un camion și am scăpat de toate acestea. Ceea ce nu este corect și cred că ar trebui ca să stimulăm produsele autohtone să fie consumate și la noi în țară, nu doar de a fi exportate. Deci ceea ce se consumă în Republica Moldova, se consumă produse de calitate, dar nu tot ceea ce este ineligibil sau nu se încadrează în parametri și în norme de a fi exportat, deci rămâne în Republica Moldova și se consumă aici local. Ce ține de toate reformele care se fac în ultimul timp, cred eu că ar trebui să fie făcute și careva campanii de înștiințare. Deoarece moșii on din sat sau nu doar el, deci de multe ori nu este la curent cu ceea ce se face, care se face în ultimul timp spre bine. Vorbim aici chiar și odată ce ne ocupăm și cu achiziția produselor agricole, după cum știți, de la persoana fizică, când se vinde, se reține o taxă de 5% sau 7% la produsele de fitotehnie și zootehnie. Deci
Noi, practic, suntem noi obligați să achităm aceste taxe, deoarece persoanele fizice, fii care cunosc, nu doresc să știe sau să cunoască că sunt obligați să achite această fee, nici nu interesează. Și o întrebare la domnul secretar, deci la sectorul dat sau domeniul dat vor fi careva modificări în aceste 5 sau 7%, deoarece dacă îi vorbim de producătorii de miere, deci de multe ori întâmpină o problemă, deci când sunt obligați sau se intersectează cu inspectorat fiscal sau ANSA, sunt obligați ca să-și deschidă gospodării țărănești. Dar cu toții știm că nu este o problemă, deci, în a activa ca persoană fizică în acest sector. Eu vă mulțumesc, domnul secretar, și apoi o să vă povestesc și eu ce cred despre producătorii mici. Da, vă mulțumesc. În primul rând, aș vrea să vin cu o reacție la solicitarea dumneavoastră de a diminua cota TVA pentru miere sau produse de genul ăsta. Cunoaștem cu toții că TVA este o taxă destul de complexă și orice modificare într-o parte tot timpul poate avea, zicem, efecte în altă parte. Deci trebuie o analiză foarte profundă. În general, viziunea noastră vis-a-vis de această taxă este de a uniformiza cât mai mult posibil, deci de a introduce, a extinde cota standard în cât mai multe sectoare, iar pentru sectoarele care trebuie susținute să fie un mecanism, o politică foarte eficientă de subvenționare. A fost așa ceva și chiar la noi, a funcționat unii mai eficient, unii mai puțin eficient, dar viziunea noastră este de a merge spre uniformizare și nu invers. Dar vom analiza suplimentar aceste aspecte și vom veni cu o reacție. O să venim cu reacția la acest capitol. Ceea ce privește achizițiile, reținerile și tot așa mai departe. Și aici este un domeniu destul de complex. Noi avem și dificultăți în ceea ce privește, de exemplu, exportul la nuci, că tot se face ca achiziție. Deci e o temă foarte complicată. Deci, la această reformă noi nu umblăm la cotele respective. Anul trecut s-a mers în întâmpinare și până la un prag de 300.000 la persoană fizică achiziții, fiscul nu verifică dacă nu depășește acest. Adică ceva se face în domeniul respectiv, pentru că, într-adevăr, pe de o parte vrem să susținem și persoanele fizice, pe de altă parte vrem și exportatorilor sau producătorilor locali să le eliminăm din durerea sa de cap în raportul cu deci, în raportul care apare la achiziții la persoane fizice, o să venim cu măsuri în continuare la acest capitol. Dar acum nu modificăm nimic din cote. Da. Eu am menționat mai devreme când m-am referit la comerțul pe intern, același lucru l-am subliniat și la capitolul semnătura electronică, care cu toții ne dorim să se întâmple. Ce ține de producătorii mici, deci ei au și avantaje, dar au și dezavantaje. Deci dezavantajul numărul unu este că la ei nu vin rețelele să cumpere produsele, dar ei trebuie să fie cei care, cum ați spus, uneori se facă funcția unui taxist ca să ajungă pe la magazine și așa mai departe. Dar, dragii mei, voi nu trebuie să vă așteptați că, fiind un producător mic, rețelele vor veni la voi exact cum merg la cei care produc sau au mai multe produse. Pentru că ați văzut cu toții în multe țări din Europa, magazinașii de familie sau cum se numesc. Deci, și sunt produse care se găsesc într-un singur loc în oraș de milioane de oameni. Și este ok. Deci ei și-au găsit segmentul lor, și-au găsit nișa lor și ei lucrează pe segmentul ăsta cu același volum de clienți. Pun accentul pe deservire și pe calitate și au alte abordări. Deci ei nu văd vânzarea în masă. În felul ăsta ei își pun o valoare adăugată la produsul lor. E foarte dificil, eu înțeleg și vă susțin într-o tot. Nu este simplu. Deci este mult mai simplu când ai o gamă largă de produse și vine rețeaua și le cumpără practic pe toate. Să
Asta e exemplul care v-l-am dat. De asta ei nu fac lucrul ăsta. Ei se concentrează pe un anumit segment de produs și un anumit segment de cumpărători și lucrează doar cu ei continuu. Pentru că pierd din valoarea adăugată, corect ați spus. Dar avem de muncit. Deci totul este rezultatul fiecărui din noi se datorează muncii care o avem de zi cu zi. Cât mai mult o să muncim, cu atât mai bine o să reușim și mai rezultate mai bune o să avem. Mulțumesc. Alte întrebări? Da, vă rog. Bună ziua, îmi spune Cazac Victor, reprezint sectorul agricol. Eu aș dori să sun puțin colegul cu mierea din motivul că rețelele de supermarketuri de la noi din Moldova, în mare parte, cu excepția câtorva rețele, nu au depozitele lor personale de păstrare a produselor agricole. Pentru ca noi să furnizăm produsele noastre, suntem nevoiți câte 100, câte 200 de kilograme la fiecare magazin. Asta este foarte bine, 100-200. Adică tu poți fi telefonat dimineața și până la ora 10, te rog frumos să-mi furnizești 50 de kilograme de măr, sau prună, sau struguri. Lucru care este aproape imposibil, spre exemplu, dacă depozitul este la nord sau la sud, se face o livrare de 50 de kilograme, care livrarea produsului dat se face absolut imposibil și foarte costisitoare. Noi, exportatorii, suntem obligați să avem depozitele noastre personale. Dacă avem livez, vrem să ieșim la export, vrem fonduri, AIPA poate confirma chestia dată, iarăși, linii de sortare, absolut totul modern. De ce supermarketele noastre nu sunt obligate să dețină careva depozite pentru chestia dată? Dacă dumneavoastră ați ști chiar fructele care noi le livrăm, în ce condiții stau în depozitele în supermarketelor noastre, vă spunem unul în cap. Ok, noi să facem o sesizare la ANSA să facă verificare. Adică noi la export, indiferent de care țară, Rusia, România, Polonia, da, suntem, marfa trebuie obligatoriu să fie sortată, exportată din depozit. Absolut 100 de condiții. De ce marfa pentru înlivrare la noi în țară nu este controlată, de exemplu, din punctul dat? De ce un producător mic este impus să facă investiții de milioane? De ce un jucător mare pe piața locală nu este impus să facă careva investiții? Asta e o întrebare. A doua întrebare. De mult, eu nici nu mai știu, un an, doi sau trei, deja băncile oferă extrațiile în formă electronică, pe poștă. În cadrul controlelor fiscale, inspectoratul întotdeauna solicită extrațiile pe suport de hârtie, cu ștampilă umedă, ceea ce băncile pe o anumită perioadă de timp, contrapost, oferă extrațiile tale proprii. Care e sensul ăsta, e absurditate? Bine, am notat și a doua întrebare. Ce sunt de prim, v-am zis, o să discutăm cu colegii de ANSA să vedem care sunt cerințele minime pentru rețelele de existența unui. Eu știu că ei au spațiu de depozitare, nu știu care sunt condițiile, ANSA trebuie să meargă să verifice. Și o să verificăm și cu colegii ce ține de extrasele de la bănci, neapărat să fie prezentate în formă. Distribuitori, angro, care fac lucrul ăsta. Am înțeles. Deci, faptul că unele rețele nu dispun de spații pentru a depozita produse. Ok. Mulțumesc. Alte întrebări? Vă rog. Bună ziua, domn ministru. Întrebarea mea, de fapt, nu este nouă. Cu orice ocazie,
încerc să o amintesc. Eu sunt un producător de biscuiți. Am beneficiat și de un suport financiar de un pare 1 plus 1. Sunt reîntors de 4 ani jumate acasă. Ne-am pus careva obiective și multe din ele le-am realizat. Acum ni s-au deschis și noi orizonturi spre piața externă, care, la care trebuie să facem față. Și întrebarea este că acum în fața noastră stă o misiune ca să creăm o secție de producere mai mare decât noi la început am preconizat. S-au mărit volumele, s-au mărit baza de clienți, s-au deschis careva piețe în afara țării. Și vreau să întreb, preconizează Ministerul Economiei să creeze careva zone industriale care ar da posibilitate întreprinzătorilor să se desfășoare acolo activitatea în condiții bune, adică Ministerul cumva, știu că poate nu e lipsă de teren, poate este lipsă de terenuri, dar cu alte ocazii se mai transformă terenuri agricole în terenuri de construcție și pentru așa scop ca a dezvolta o zonă de industrială, pentru că este corect și faptul că în ultimii ani se concentrează mai mult economia în Chișinău și zonele industriale care cândva erau unele rămase de pe timpurile Uniunii Sovietice nu mai fac față, iar este alt aspect, este că criteriile pentru a îndeplini toate normele, pentru a construi o zonă, o secție de producere alimentară, sunt foarte stricte. Și noi, de exemplu, eu mă ocup cu întrebarea asta de mai mult de jumătate de an, o teritoriu unde să nu fie în apropiere zonelor locative, să întrunească toate criteriile unde eu aș putea să construiesc o secție de producere și fără ca să încalc careva reguli și să o construiesc așa ca să fie o mândrie și pentru mine și pentru restul, nu am găsit. Eu, întrebarea este, n-ar vrea domnul ministru economiei împreună cu guvernul Filip să construiască cea mai mare zonă industrială din istorie. Întrebarea este. Altă întrebare care iarăși nu aș vrea să, pentru că super rețele de magazine de la noi din țară sunt principalii noștri clienți și am multor din noi. Dar în 2017, la început, în ianuarie, s-a făcut careva schimbări foarte utile pentru noi furnizorii către ei. În privința achitărilor, se respectă chiar destul de bine 30 de zile, dar acolo s-au făcut și niște modificări pentru retrobonusurile astea care se foloseau și se folosesc sub altă denumire, dar continuă să se folosească. Și unii din ei sunt destul de modești la incasări, dar alții au în rusă un apetit foarte mare. Și, mă rog, cumva să fie un echilibru. Mă rog, ei poate și acordă careva servicii în urma încasărilor, dar nu sunt dinosuri. Eu să vă rog după să discutați cu... Uneori între 20%. Eu să vă rog după să aveți o discuție la capitolul ăsta. Hai să... Dar eu mă focusez, dacă puteți să răspundeți la prima întrebare. Și ține de prima întrebare, chiar vă mulțumesc și îmi pare bine că mai există oameni care gândesc în felul ăsta. Scopul meu personal e ca în care raion să aveți zonă economică liberă sau câte o zonă industrială în care să putem crea și acoperi măcar
vreo 2000 de locuri de muncă, în așa fel ca agenții economici care activează acolo să circule, să poată strânge din satele din regiune numărul de angajați pentru ca să-și poată face activitate. Și asta ar fi ideal. Deci noi, imaginați-vă că noi într-o bună zi, este câțiva ani, avem lucrul ăsta, așa cum v-am spus eu. Deci fiecare raion are o zonă industrială în care activează mulți agenți economici și în care zilnic, în fiecare dimineață, vin autocarele cu muncitori și noi acoperim în felul ăsta toată țara. Mi-am desfășurat mulți ani în Italia și vreau să zic chiar în Italia. Trecem-o dumneavoastră. Îmi cer scuze. Fiecare sătuc, o fracțiune de sat sau are o zonă industrială cât de mică, proporțional cu numărul de locuitori care este. Și dacă vă spun, acum noi ne aflăm pe strada industrială și este un drum care, o căzut în careva proiecte ca centura Chișinăului, dar este o strajă dezastroasă. Eu nu pot invita, eu vă spun sincer, n-am oaspeți, pentru că cumva îi scutesc ca să facă drumul. Noi suntem deprinși și înțelegem tot. Dar oaspeți la mine de România, din Germania, păi nu-i chem la mine în sediu. Pentru că e o stradă... Am înțeles. Vă rog. Ne-am notat. Mersi. Hai și la dumneavoastră întrebare și mai luăm o întrebare. Da. Bună ziua. Domnul ministru, mă numesc Alexandru Cernăuțan. Dumneavoastră mă cunoașteți de la fost întrevedere în cadrul Asociației Oamenilor de Afaceri. Am pus întrebare și de fiecare dată. Când o să am oportunitatea și șansa, o să vin la tot felul de discuții și dezbate. Doamna Iulia, doamna secretar, tot mă cunoaște foarte bine. Suntem beneficiari atât la fondul de garanții, cât și la PARI 1+1. Suntem istoria de succes la Agroimbank, la mai multe instituții. Deci întrebarea mea este, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru reformele care le faceți și pentru că scoateți presiunea din domeniul business-ului. Bineînțeles că vă este cunoscut că ați fost și dumneavoastră șef de întreprinderi, director de companie mare. Dar am adresat întrebarea referitor, este, cum îi spune chestia asta cu fiscalitatea. Plata impozitelor. Încep așa mai. Noi suntem cel mai mare producător de containere și palet de lemn din Republica Moldova și anul trecut am contribuit la bugetul de stat cu o sumă peste 5 milioane de lei. Am avut o întrevedere în cadrul Secretariatului Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, a fost reprezentant de la FISC, ne-am înțeles să ne dea un răspuns referitor la concurenții, la o listă de concurenți, câte impozite au achitat și am primit un răspuns, o cifră acolo peste 2 milioane de lei. Nu o să se primească în cazul în care se intră în vigoare legea, lor să le se ierte chestiile astea, dar noi totuși, cei care am plătit toți acești ani, noi nu suntem companii care arată profit zero, nu avem angajați și așa mai departe. De exemplu, numărul de angajați, noi avem media 28-30 pe an, 23 de companii din domeniul nostru, media totală lor sunt 78, deci 3,3 angajați. Companii de producție nu pot să aibă 3,3 angajați. Mi-am scris o adresă, adică mai multe adrese. Am 2 ani de zile. Una din este adresată și domnul ministru economiei, domnul Kiril Gaburici, dar din păcate n-am primit niciun răspuns. La restul ministerul a mai primit un răspuns care, mă rog, este cum este. De asta dacă o să-mi permiteți să mă folosesc de oportunitate și o să vă mânt tot setul de acte cu, și ca să vă fie mai clar exact... Pot să vă spun care e istoria scrisorii dumneavoastră. Deci, dat fiind faptul că da. De fiscalitate, noi am direcționat și probabil colegii tot lucrează la... S-a răspuns, dar și băieții din fiscalitate în cadrul secretariatului au spus că da, tot au fost controle și nu s-a depistat nimic. Noi avem mari dubii că nu poate să se depisteze nimic atât timp cât noi știm sigur că Moldova nu are materie primă. Și noi suntem importatori de materie. Noi 98% din materia primă, cherestea, o importăm. Și toate contribuțiile merg direct la stat. Dar restul... Și noi suntem gata să contribuim. Cunoaștem subiectul, eu să vă mai dau un exemplu, poate noi la locul potrivit, noi avem câteva rapoarte volumul de energie regenerabilă care noi o producem în Republica Moldova. Și una din cifre arată că noi depășim cifra de 20%.
Și eu zic, stați un pic, cum putem să depășim cifra de 20%? Și colegii îmi spun că, de fapt, energia termică produsă în perioada iernii, în baza lemnilor, care oamenii ard, noi știm, la țară, practic toți ard lemn, ea este considerată ca energie regenerabilă. Dar eu să rog pe domnul Chicu să vă dea un răspuns, să vă spună ce se întâmplă la capitolul ăsta și eventual să vedem cum ne mișcăm mai departe. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, vreau să vă asigur că atât Ministerul Finanțelor cât și Serviciul Fiscal de Stat urăște foarte mult concurența neloială pe bază din achitarea taxelor. Adică și încearcă să întreprindă ceva în domeniul ăsta, am mai vorbit și de metode indirecte și diferite alte acțiuni. Noi am notat întrebarea noastră de referitoare la industria, la sectorul acesta specific, la întrevederea de 2 săptămâni în urmă, când acest pachet a fost anunțat. Dumneavoastră atunci ați declarat-o, eu știu, colegii la FISC lucrează în acest domeniu. Nu mă aștept la, zicem, rezultate imediate și soluții magice la acest capitol, pentru că înțelegeți că sunt multe, multe elemente aici de considerat. Dar cred că, considerând atitudinea care am spus-o, care avem noi față de acest fenomen de concurență neloială, o să venim cu acțiuni destul de eficiente în cel puțin așa sper eu. Și vă înțeleg când ați spus că dacă cumva, iată, elementul ăsta, acțiunea asta de stimulare fiscală sau amnistie nu vor beneficia. Eu am spus în ce constă tot acest element în anularea penalităților și amenzilor în cazul când achită datoriile de bază. Din întrebarea dumneavoastră și cum ați descris-o dumneavoastră, eu mă tem că ăștia nu că nu au penalități și amenzi, dar nu au ratat niciodată nici datorii și tot așa mai departe. Deci nu vizează. Dar că este sectorul tenebru anume pentru acest gen de activitate, noi recunoaștem și trebuie să acționăm. Deci este altă problemă. Noi, în scrisoarea care am scris-o, n-am început cu taxele achitate, că, mă rog, taxele trebuie întâi calculate. Ca să le poți calcula, trebuie să ieși din umbră. Ei sunt în umbră în cazul în care minim trebuie să aibă 2 autorizații și noi am solicitat la mai multe instituții de stat să ne spună lista de agenți economici care au tot felul de autorizații ecologice și așa mai departe și ei nu le au. Deci foarte des un organ de stat poate să răspundă, dar noi nu cunoaștem unde să mergem în control. Noi ca concurență idei nu avem, unii iau producțiile. Și, domnul ministru, folosindu-mă de această oportunitate, vă invităm să vedeți o producție mare care se bucură și este și la ODIM istoria de succes și la Agroinbank și la programul PAC și 1 și 2. Eu vă mulțumesc și o să vă rog să vă apropiați de doamna. Da, dacă o să-mi permite și vă dau setul de acte. Mai luăm o întrebare, dragi colegi, și apoi eu trebuie să pun. Bună ziua! Întrebarea mea este legată de comerțul online și exportul B2C. Eu reprezint o companie care produce bijuterii, o companie foarte mică. Și am foarte mulți colegi care produc haine, colegi de breaslă, ca să spun. Și când noi comercializăm online și cumpărătorul este de peste hotare, noi ca și companie ce trebuie să facem? Trebuie să depunem o declarație vamală în ziua în care facem exportul. Deseori produsul care îl exportăm are valoare egală sau uneori poate să fie și mai mică decât taxa pe care noi achităm la broker. Și sugestia noastră ar fi să fie posibilă o declarație unică odată la 30 de zile și plata pentru proceduri vamale să fie achitată odată la 30 de zile și nu în ziua în care se face exportul. Am înțeles. Eu vă mulțumesc, să rog pe domnul. Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, sectorul respectiv trebuie susținut, comerțul online capătă amploare și ne interesează foarte mult partea de export, pentru că partea de import stăm bine, dar partea de export avem aceste dificultăți. Noi am vorbit cu conducerea serviciului VAMAL, știu că ei sunt la curent cu referitor la acest subiect. Nu cred că vă pot spune acum o soluție iarăși imediată, dar vă asigur că o să venim cu o soluție. Și o să lăsați contactele la noi și o să urmărim. Și ultima întrebare. Da. Bună ziua, stimate domn ministru. Eu îmi face plăcere să fiu astăzi prezent în cadrul acestei întruniri. Eu am să încep cu un cuvânt de mulțumire până ajunge la careva întrebări. Eu mulțumesc foarte mult de organizația pentru dezvoltarea
businessul mic și mijlociu, organizație care susține atât cu evenimente, instruiri, programe pentru toți cei care vor afaceri, datorită programelor astăzi soțul meu este acasă și nu mai pleacă deja, pentru că a plecat foarte mulți ani și eu foarte mult am vrut ca el să rămână acasă. De asemenea, vreau să vă zic că am făcut parte din programul Business Academy for Women, în care am făcut foarte multe instruiri și la momentul dat nu făceam export. Atunci când am început să fac export, totuși la vamă există o problemă. Eu când am mers ca agent economic în secția originea mărfii, sincer să vă zic că nu am depus o plângere, dar doamna a zis că cine mai este doamna și merită să mergem să vedem producerea. Vreau să vă zic că am o companie mică de 5, da, însăși muncitor cu storese pentru că este în domeniul textil, dar este foarte dotată din punct de vedere ce ține ca utilaje și chiar meritam un respect pentru că îmi doream foarte mult să fac export și vreau foarte mult să am o afacere foarte dezvoltată acasă. Nu am ales să plec din țară, am ales să rămân aici, să fiu eu pilonul cel, pentru aceia care participă puțin câte puțin la creșterea economiei țării mele și vreau să fiu lângă părinții mei. Și o problemă foarte, să zic, strigentă în domeniul industriei ușoare este angajații. Foarte. Concurența neloială între companii. Să mergi la aceeași școală profesională acolo, deja sunt cumva toate studentele, toți elevii luați de alte companii mai mari. Nu știu cum să soluționăm, dar propun la nivel de guvern să găsim totuși soluție, pentru că de lucru este și eu mă bucur, dar din păcate nu ai cu cine să lucrezi. Pe fundalul ăsta îți vă mulțumesc și îți vă doresc o zi frumoasă. Și eu vă mulțumesc că, de fapt, notă foarte pozitivă despre care am vorbit mai devreme, că e bine că noi reușim să creăm locuri de muncă. Este problematic să înțelegem că avem lipsă de ofertă, de forță de muncă, dar asta am zis. Noi înțelegem, noi cu toții cunoaștem și noi facem tot posibil pentru a-i aduce pe toți acasă. Lucrul nu se va întâmpla peste noapte, dar cu toții avem de muncit. Eu vreau să mulțumesc colegilor mei pentru prezentare și vreau să vă mulțumesc vouă pentru dedicație și pentru prezență și pentru implicare și pentru devotamentul care îl aveți față de muncă și lucrul care îl faceți. Am zis, eu cunosc foarte bine, știu că nu este ușor, este foarte greu pe alocuri. Deci ai impresia pe alocuri că lupți cu morile de vânt, dar continuați să luptați. Noi suntem aici pentru a vă ajuta, pentru a soluționa. Eu foarte tare îmi doresc ca în momentul în care plec de la, și nu mai sunt ministru al economiei, să știu că am făcut tot ce am putut pentru oamenii cei care cresc și care muncesc pentru economia acestei țări, pentru economia Republicii Moldova. Suntem deschiși, suntem dornici să comunicăm cu voi pentru a lua cât mai multe soluții și cât mai multe idei noi și nu selectăm, deci suntem deschiși și pentru ONG-uri și pentru cei care critică de obicei și pentru diferite formațiuni politice. Toți care vin cu idei foarte bune ce țin de politicile economice și reforme care ar îmbunătăți situația economică a țării, o să le asimilăm pe toate și o să le punem pe toate în viață, una câte una, în așa fel ca să le reușim. Și eu sunt sigur, scopul nostru este foarte simplu, să putem crea acasă un loc bine de trăit și un loc dornic ca să putem pe cei care sunt plecați. Vă mulțumesc și vă mulțumesc mult pentru ce faceți în fiecare zi.